Activitățile desfășurate de echipele de psihologi și voluntari de la Centrul Start pentru Autism din Câmpul Lung sunt remarcabile prin spiritul caritabil și devotamentul manifestat. Un nou proiect al Centrului Mușcelean, care a fost finanțat prin startong.ro, este cel despre care psihologii Sorina și Dragoș Vlășceanu ne-au povestit cu entuziasmul caracteristic în această dimineață. Start ONG este un program lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow. Domeniile vizate sunt educație, sănătate, mediu, social și cultural. Valoarea totală a programului este de 500.000 de euro. Programul Start ONG este cel mai simplificat instrument de finanțare comunitară destinat ONG-urilor tinere și instituțiilor non-administrative. Cu ajutorul acestui program, noi am putut să facem o diferență în viața copiilor cu autism din Câmpul Lung. Un nou proiect interesant, un nou proiect despre care o să vă invit să ne povestiți în momentele următoare. Sigur, este desfășurat în cadrul Centrului Start pentru Autism din Câmpul Lung, care există pentru a schimba vieți. În această direcție am inițiat, în această primăvară, iar din vară am început, un proiect și anume schimbăm viețile copiilor cu autism din Câmpul Lung. Aceasta este dorința noastră și misiunea pentru care suntem aici. Acest proiect este, am putut să-l realizăm cu ajutorul Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow. O să vă prezentăm pe scurt câteva din activitățile care s-au întâmplat. Încă nu s-a încheiat proiectul, ne apropiem de finalul lui, dar suntem foarte încântați de viețile schimbate de până acum și vrem să împărtășim asta cu dumneavoastră. Primul lucru care l-am făcut a fost să oferim terapie gratuită pentru 23 de copii care nu aveau posibilitatea momentan să beneficieze de terapie la nivelul la care ar trebui să facă astfel progresele necesare. În felul acesta, cu ajutorul programului Start ONG, am reușit să susținem cu 450 de ore de terapie gratuită în aceste aproape 4 luni de proiect, în care am schimbat viețile acestor copii. 450 de ore, aproape 18 zile non-stop de terapie și de vieți schimbate. Faptul că bucuria spirituală veritabilă vine de la Dumnezeu când te concentrezi asupra nevoilor celorlalți, mai ales când prin ceea ce faci demonstrezi un sprijin concret, este un element înălțător, dar și un exemplu demn de urmat pentru fiecare dintre noi, mai ales dacă ne dorim să contribuim la înfrumusețarea lumii în care trăim. Acesta a fost primul obiectiv și ne bucurăm să vedem cât de mult au beneficiat părinții și copiii în acest obiectiv. Al doilea a fost să monitorizăm progresul copiilor prin ședințele de coordonare, iar în acest sens, prin acest program, am putut să achiziționăm și kitul de evaluare ABLES. Este un kit de evaluare a competențelor verbale și a competențelor de învățare a copiilor, un kit cu care ne-am ajutat și ne vom ajuta în continuare la evaluarea abilităților și a putea să facem un plan personalizat pentru copii. Fiecare copil din Centrul Start beneficiază de ședințele de coordonare și în acest sens noi ne vom îmbunătăți, ne îmbunătățim și acum și pe viitor, ne vom îmbunătăți evaluările și vom aduce un plus planului de intervenție și progresului copiilor. Perfect. Și aceasta pentru cei 50 de copii din Centrul Start pentru Autism, pe lângă aceste materiale am ales să susținem în cadrul acestui proiect cu dotarea centrului, cu mai multe materiale educaționale, nu le-am adus pe toate aici, o parte se pot vedea, iar în curtea noastră exterior am putut să amenajăm un mic parc pentru copii cu trambulină, cu topogan, cu leagăn, cu o căsuță, cu mașinuțe, în care aceștia se pot relaxa. Am fost încântat să vedem cum copiii au venit după terminarea programului doar să se bucure de acest loc și să facem din Centrul Start un loc în care copiii și părinții să se simtă bine, susținuți și ajutați. Pe lângă aceasta,
La începutul proiectului, în iunie, când am lansat acest proiect la Primăria Câmpul Lung, am avut un workshop pentru părinți de informare, iar acum, pentru că au început grădinițele, o să avem un workshop cât de curând într-o grădiniță din Câmpul Lung, pentru a ajuta cadrele didactice. Ne informăm despre ce presupune integrarea copiilor cu nevoi speciale în grădiniță și în școală, care sunt metode de ajutorare a acestora și cum pot veni cadrele didactice în ajutorul nostru. Avem câteva materiale care am reușit să facem, un flyer care spune tu recunoști semnele autismului și avem câteva semne care noi le-am identificat și specialiștii în domeniul au identificat, care vrem să fie cunoscute de întreaga populație, și cu ajutorul acestui proiect Start ONG putem să ajungem la sute, chiar la mii de persoane din Câmpul Lung, conștientizând de nevoia de a fi alături de copii cu autism și de familia acestora. În cadrul jurnalului Mușcel TV vom reveni cu detalii și în alte ediții despre evoluția acestor activități benefice pentru comunitatea noastră și pentru un viitor mai bun al României.